Arcadă nu putea rata partida cu VCM Caransebeș după prestația incredibil de slabă de la București cu CSM. Elevii lui Martin Stoiev nu le-au lăsat practic nicio șansă adversarilor, care nu au putut prezenta cea mai bună formulă. Acolo s-a făcut greșeala mare, nu ne-a ieșit practic nimic și psihic pentru noi era foarte important asta. Aveam și noroc că nu era complet Caransebeșul, e norocul nostru, a ieșit bine. Chiar dacă a venit vacanța, gândurile jucătorilor de la Arcada se îndreaptă spre titlul de campioană și spre duelul cu VCM Zalău, principala contracandidată. Cum am zis și înainte, așteptam pe Zalău acasă să ne revanșăm. O să fie foarte important meciul ăsta. Acum mergem psihic să ne odihnim. Avem vreo 8 zile pauză, fără nimic. După aia ne întorcem la Galați și începem cu un cantonament. Începem în 2017 mai bine. 3 puncte în spatele celor două nu e mult, mai sunt 3 meciuri cu fiecare până la urmă, ca să nu mai spun că mai sunt și meciuri cu celelalte, nu? Da, și nu e, așteptam și greșeala lor, așteptam și dacă intram și cu 3 puncte în spate în play-off, cum se joacă anul ăsta, tot nu e mult, este o victorie. Totuși o să jucăm cu ei acasă, deplasare, cel puțin încă 3 ori, avem șansă. Arcada are cel mai bun lot din divizia 1 la volei masculin, însă acest lucru nu este suficient pentru a câștiga titlul. Jucătorii echipei gălățene trebuie să fie concentrați în fiecare partidă pentru a putea să-și îndeplinească obiectivul.